Salut, dragi prieteni! Bine ne-am întâlnit la canalul de YouTube. Să mai zicem și noi câte ceva, să mai vorbim câte ceva. Uite, am făcut aici niște carne la cuptor. Am avut din purcel. Mâncă copii și... Unde e furca aia mare? Aici din jambon. Din spetia porcului. Așa. Uite așa, să mănâncă cu murător, să mănâncă cu olea. Asta să fac mari copii, până mai gătesc, mai târziu un pic. De 50 de chile și fac o cazarmă de mâncare. Sănătate, dragi prieteni! Bine ne-am întâlnit și am revenit cu dumneavoastră într-un loc. Să vedem și dumneavoastră ce mai fac și eu, să văd și eu ce mai face dumneavoastră. Să ne dea Dumnezeu bine la toată lumea. Brățărină, da, dă-și tu pâine, murător, culea. Să mâncăm cu friptura asta. Și să mai vorbim. Când e de petrecere, de petrecere, când e de vorbit, de vorbit, când e de muncă, de muncă. Așa se face. Afară e cam frig, e nor, nu mai e căldurile aia care a fost acum 3-4 zile. Ieri a plouat, astăzi e vreme de ploaie, poate mâine iasă soare. Mai vă transmit și eu câteodată vremea. Că am spus că mă fac meteorologă. Meteorologă. Da? N-ai prins și tu becul ăla să mă vadă lumea mai bine, mai frumoasă. N-a prind. Că tot așa sunt femeie intermedială. N-ai... Așa, vezi. Îl pun pe bebe să mă filmează, mai o ia cu copiii în coadă, mai se duce încolo. Nu prea mai mă ascultă cum asculta. Mă pun cu bâta pe curul lui. Dă-i! Am să-l bat. Uite moșul ăsta în pat, că are tensiunea ca mica cu până acum auto mare, 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 atâta și acum are tensiunea mică. Scoate și mănâncă ceva sărat, să-ți crește tensiunea la loc. Ieri am fost cu el pe la Severin, m-am împlimbat cu el, ca doi moși bătrâni. Nici eu nu mai prea am beut cafea, că mi-a mai fost frică. Adă culea în tăcător și ia taie și mâncați cald, când e cald, mâncați când e cald, așa, mamă. Așa. Cheamă-l pe el, cheamă copiii să mănâncă dacă e cald. Dacă nu mănânci o bucățică caldă, când mai mănânci? Rece? Nu prea merge rece. Ceva cald.
Doamne ajută! Că bea-i cafeluța. Acum mă duc să adun niște farfuriuță. Stai așa, că vin acum. Adă-mi tocător, brățărină. Murățurile așa, canuți, exact ce ne place nouă. Unde e un? Nu mă nu să gătesc mai încolo ceva mai bun, că vine bunicul lui acasă. Mă duc eu să ia tocătorul. Adă-mă furculiță, brățărină! Adă-mă furculiță, fată! L-a dus pe Ion să mănâncă. Ion încă nu s-a sculat. Ha? Încă nu s-a sculat. Ia gustul. Mhm. Uite un pic. Nu prea-mi place cuțitul ăsta. Adă-mi unul mai subțire. Eu nu fac față cu el. Brățărină! Dar ce nu mai aude brățărină? E afară. E afară? De-aia nu aude. Am dat și pe un cuțit mai bun afară. Am revenit, dragi colegi, la mâncare. Cata. Cata, dragi colegi, la mâncare. Am revenit, fac o tocană de țărăcarne proaspătă și niște cartofiori să fac o tocană că vine copilul meu acasă. Vine Toma departe. El cu Nora. Trebuie să le fac o tocăniță așa de cartofi, să le carne, nu multă carne așa, să mănânc și ei, că vin și ei obosâți, vin și ei de pe cale mai lungă, mai de departe.
Și așa zice, mamică, ce ai gătit, mamicuță? Uite ce ți-a gătit, mamicuță, tocăniță cu cartofi. Da. Am două felii de rânză, îi pun la tigaie și cu tocana asta, mai călică, merge o mâncare minunată. Uite, cartofii ăștia așa sunt de bun și de gustos și nu s-a pomenit. Sunt foarte bun și sunt foarte dulce. Dar sunt unii mari, atât așa, numai de drag îți vine să le iei. Numai de drag că sunt cartofi mari. 2,50 kg. Dar sunt buni, sunt dulci. Foarte dulci la gură sunt. Mai dau și ei pe acasă, pe la nepoți, că le dor de nepoților. De Ion, de Nisa, de toți, de Bebe, de Olga, de toată lumea. Ți-e dor de bunicul? Da. Da. Zici și tu ceva, nu stai numai mută. Vorbește și tu. Vorbea Jelinuța. Ai văzut ce a căpătat Alinuța? Uh-huh. Mamă, lică, o cutie de haine. De la doamna... Dana Mocanu. Dana Mocanu. Ea trănet atâția bluză, atâția flanere, atâția rochiță, dar să mi le arată și mie. Să-mi bucură până la Dumnezeu seara ca ea. Da. Nu mi-am băgat eu mulți așa să fac... Dar apoi ce să mai fac numai cu o cebolă? Asta bag la coș. Asta bag la porci. Mănâncă porcii mei. Îmi l-ai tăiat de pașe. Cred că rămân fără porci. Nu mai mă lasă moșul. Auzi că toată pensiuța lui o bag numai în porci. Cumpără babie, cumpără tărâță, cumpără... de toate. E zise că o să mă omoară, să mă strige de gât și fără porci nu stau. De când sunt, cresc porci și sunt porci și păsări și așa sunt până cât doi muri. Așa să ține și nororile după urma mea când ai murit. Să aibă, nu să n-aibă. Am doi porci frumoși. Nu zbeară, nu țâpă, sunt cu minte. Exact, sunt cu minte ca Denisa. Ha, Denisa. Ce? Tu îți place numai de pisici, mamă? Da. Pisicuțele tale. Pisicuțele tale, mamă. Mănâncă și cu orice să mănâncă și eu. Lumea. Așa le fac mai groșu un pic. Auzi, că parcă l-o și fata mea gripa. Da. Dacă zic, nu mai vă plimbați pe drum, nu mai vă duceți încolo-ncolo, că ai văzut boalele pe toate drumurile. Acum nu știu ce să fac, că nu mai mă duc pe la ea. Nu mai mă duc, e frică, cu ce să-i fac? Să iau niște tratamente acum, să-i trămit.
Așa mai puțin, mamă. Dacă mai puțin, se mănâncă mai bine. Așa, Doamne, ajută-mi. Ia, mamă, să văd ce ieși. Să fiarbă așa mai încet. Titele noastre. Adică facem. E, dar frumoase crătite face, să le faceți ca lumea. Da. Așa, faceți mai multe, că e lume mai multă pe salon. Și să mănâncă toți câte una, da? Da. Aia, faceți ca lumea. Făi, bunicuță, făi. Da. Clătite. Gata, clătitele. Păi ce și mai... Așa, dragi prieteni, cam așa arată clătitele noastre. Compoziția este foarte frumoasă. Am pus, știți voi, dragi prieteni, rețeta americană, lapte, zahăr, de tot ce. Mai mai taci. Revenim la clătitele noastre. Chiancul așa, clătite s-au mâncat, sunt foarte bune, rețeta este frumoasă. Am mâncat, sunt gustoase, tot ce trebuie. Hai. Pa. Ia întoarce. Să vedem aici magia. Asta e clătit. A ieșit foarte bune, dragi prieteni. Vă recomand rețeta. Hai, dragi prieteni, așa, astea sunt, să punem la final. Gata, ai. Ia-le. În fi pus ăla, sunt bici. Cine ne-a mai scurat? Am revenit aici. O, ce tank. Tank. Ce trebuie nici? Hai în casă. Aici au clătitele. Ține mai cu putere, mai cu curaj, mai cu talent. Că nu te doare mâna când faci ceva. Gata, vreau să fac clătitele noastre, ce chiar cunosc.
Ciao.